Servus, Andreea, tu trebuie să-ți povestesc despre ultima bombă. Fii atentă. Andreea, mă auzi? Da, tu zi. Nu, fii atentă. Puiul ăsta pe care l-am cunoscut e efectiv o minune în viața mea. Jur. Nu cred. Ai renunțat tu la cocoșelul tău? E, lasă, lasă, că aia e altceva. Tu fii atentă. Dar puiul ăsta pe care l-am întâlnit e fix ceea ce aveam nevoie în viața mea. Tu, e onest. Auzi, da, Nicu știe? Nu știe încă, dar și când o să afle, o să-i pice fața. Hai, mai zi că m-ai făcut curioasă. Deci, jur că e cel mai de încredere pe care l-am întâlnit până acum. Îți spun eu, e bine crescut. Pe bune? Cum să-ți zic să mă înțelegi? E și dezvoltat frumos. Mai pe natural, așa, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. L-am întâlnit fix la momentul potrivit și nu mai pot renunța la el. Știam eu, ai pe cineva, puiu, 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 pe mine nu mă duci de nas. Iubi, despre ce Se vorbești? vrăjala, am auzit tot. Frumos crescut, bine dezvoltat, puiu, puiu, vivă unul de la Hollywood, așa-i? A? Arată-mi-l pe puiu, vreau să-l văd și eu pe puiul ăsta. Ăsta-i puiul. De crești. Onest, proaspăt, crescut simplu și curat la o fermă de familie. Cum e puiul, iubi? E ce trebuie, mai ai?